În municipiul Satu Mare se reia curățenia de primăvară, care se va derula în perioada 11-23 aprilie. Acțiunea se va desfășura numai pentru colectarea deșeurilor vegetale din curțile și grădinile caselor. Colectarea acestora se va realiza exclusiv în zilele în care strada este programată pentru adunarea deșeurilor menajere. Deșeurile vegetale se vor depozita în grămezi, lângă pubelele cu deșeuri menajere. Sătmărenii sunt rugați să respecte zilele programate și modul de depozitare. În caz contrar, se vor aplica amenziile prevăzute de hotărârea Consiliului Local numărul 33 per 2011. Colectarea și transportul deșeurilor vegetale nu se taxează supliment pentru cetățeni, cheltuielile fiind suportate din bugetul local.